minute, stenograme incendiare, discuția dintre Ionel Arsene și Gheorghe Ștefan în dosarul mitei de 100.000 de euro. Revenim. Am revenit, doamnelor, domnilor, noi dezvăluiri stenograme incendiare din dosarul în care președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, fost deputat PSD și mărime apropiată în cexul PSD de Liviu Dragnea, este acuzat că ar fi primit 100.000 de euro mită de la Gheorghe Ștefan pentru ca Ionel Arsene odată să intervină la ani, să prescrie nu știu ce dosar și a doua oară... După aceea a fost o poveste cu grațierea lui Gheorghe Ștefan, fostul primar al municipiului Piatra Neamț. Ei bine, doamnelor și domnilor, procurorii, cum vă spuneam, îl acuză că pe Ionel Arsene, că în 2013 l-ar fi făcut la cutia de valori pe Gheorghe Ștefan 200.000 de euro, bani ar fi fost aduși chiar de fiul lui Ștefan și dați într-un restaurant de la un hotel din București. Ei bine, acum stenogramele, doamnelor și domnilor, sunt într-adevăr interesante și am să citesc din stenograme Liliana Maria Năstase, Cătălin Grădinaru și Cătălin Antoche, ochii și urechile, că e interesant. Să dau cu accent sau nu, nu știu. Conform stenogramelor, atenție, deci e clar că a fost o înregistrare, dacă există stenograme, deci toată povestea a fost urmărită. A înregistrat Gheorghe Ștefan, care Gheorghe să facă denunță. Zice, și a adus zice, aminte după 5 ani. Nu stai o leacă, eu m-am luptat cu el cu Tărâță, da? Tărâță fiind Culiță Tărâță, ca să vă spun, fost președinte al Consiliului Județean Neamț, acum trecut în neființă. Continui stenogramele. Corect? Panaite Vasile, care era atunci prefect al județului Neamț, Tărâță o ajuns în mormânt, zice, Pinalt, eu la pușcărie, băi, îs la necaz, da? Vasile Panaite, ci că era și el acolo. Și ăla zicea, tot zicea insonul. Corect. Bă, ajută-mă, bă, am trimis-o și pe ce la el. Nu știm cine este ce. Între timp, Gheorghe Ștefan a ajuns la pușcărie. Știm cu toții și foarte bine. Și vrea să facă infracțiuni și după ce a ajuns la pușcărie. Trafic de influență, să fie eliberat sau grațiat. Ok, da. Păi, caracterul ăsta infracțional, cred că da, totuși multe Arsene și Arsene garantându-i conform procurorilor că îl ajută, că se va da o grațiere. Bun. Pe 20 septembrie 2017... Gheorghe Ștefan a fost eliberat condiționat din penitenciarul Ploiești. Asta știm cu toții. Și s-a dus el la Arsene să-i ceară o diferență de 80.000 de euro. Că Arsene i-a dat inițial 20.000, apoi, bă, bă, nu ți-am rezolvat treaba, dar am cheltuit niște bani, ia 20.000 și îți mai dau eu. Și acum, foarte tare stenogramele. Arsene Ionel, două puncte. Spune așa că eu n-am nicio datorie la el. Panaite Vasile. Da, ce-a fost așa. Panaite Vasile și s-a închis. Și eu și el o pierdut amândoi. De nelucem, nu mi-aparține gramatica. Același Vasile Panaite, fost prefect din Neam, zice. A, deci amândoi ați pierdut și sănătate, băi frate, asta e. Arsene Ionel, ca să-l execute cineva pe ăla, pe ce, cine-o fi ce, nu știu. Panaite Vasile, am înțeles și eu. Arsene Ionel zice, bip, a mea, acum ce fac? Eu iau pe mine și ce am pierdut însă, așa cum i-am transmis. Panaite Vasile zice, corezolvi, corect, am înțeles, astea să fie cuvintele. Deci eu așa o să fie cuvintele, spun, bă, omul, uite așa, s-o rezolve. Arsene, Ionel Arsene zice, să nu mai vorbească. Iar Panaite Vasile zice, exact, că dacă vorbește, mă pun pe capul lui, nu îl mai ajut cu nimic. Astea sunt stenograme. Ideea este în felul următor, că Gheorghe Ștefan l-a trimis și pe Panaite Vasile ăsta să-i spună lui Ionel Arsene să-i dea banii înapoi. Adică 80.000 de euro, că ăsta nu l-a rezolvat. Arsene i-a spus, stai mă, că nu-ți mai dau banii ăștia, că rezolvi o grațiere cu Dragnea. Da? Iar toată discuția se rezolve el grațier și el toată discuția dacă asta a luat loc și a fost monitorizată. Te rog, dacă iese bine, dacă nu, nu. Ori ăsta Pinalti e naiv și crede în... Ori Arsene putea să facă ceva, pentru că altfel nu. Să chiar așa Pinalti să... Arsene... Păi nu știu, dar zic, probabil că l-am convins cumva, i-a dat argumente. Dar ce 100.000, ce 100.000 pentru Pinalti și ce mai... Ce se vede din stenogramele astea și din tot ce ni se întâmplă este că infractorii au același ADN aproape indiferent de ce parte a politicii se află. Pentru ei, modul ăsta de a trata lumea este străvechi. Deci fusese condamnat în trei dosare pentru infracțiuni de același gen și el acum făcea un trafic de influență să fie eliberat, grațiat și așa mai departe, sau, nu?
sau o făcut ceva special să obțină un denunț, să-l mai... Da, asta e, în primul rând, că interceptările astea, monitorizările cu aparatură pe tine, nu ai voie, în primul rând, să faci omul să spună ceea ce dorești tu. Să nu-l provoci. Să nu-l provoci, da, pentru că elementele de provocare duc la... Da, e subțire linia între provocare și... Nu, e limita e difuză. E greu să-ți dai seama că i-a provocat sau nu, însă... Nu știu, dar nu înțeleg. Gheorghe Ștefan și-a adus aminte după 5 ani că a dat niște bani, a făcut niște denunțuri. El a mai făcut niște denunțuri, știți, pe aici, pe acolo, mai l-a denunțat și pe Vasile Blaga, deocamdată a fost achitat. Eu am rezerve în denunțurile lui Gheorghe Ștefan și cu atât mai mult a unei persoane care a fost deja condamnat în mai multe dosare penale și nu are nimic de pierdut. Da, pentru el nu mai există moralitatea pierde. Lor nici nu mai poate fi luată. Când ajung la pușcărie, nu mai poți vorbi de moralitate. Da, corect. Păi nu, dar hai să o lămurim iarăși, pentru că, uite, își aduce aminte Gheorghe Ștefan cum i-a dat el 100.000 de euro la SNE, tocmai! Să spună și el de unde avea 100.000 de euro cash. I-a strâns din pensioară. N-a băut, n-a mâncat. N-a mâncat, n-a fost anunț botezuri cu nonii. Câte tranzacții și cu terenul și București. Ca și Vulcov, săracul. Adică ce să facă și el? Nu știi că Vulcov ăsta de acum fac totul pe la PSD în programul de guvernare și ascundea tablourile. La cimitir. Prin cimitir și lua cu fosta sa soție 1.000.000 de euro dar de nuntă. Fățiare, păi cum să spele altfel niște bani? Erau esteți, domnule. Nu, dar hai să discutăm, pentru că apar tot felul de stenograme de genul acesta pe care, până la urmă, trebuie să le luăm cu veridicitate, pentru că, într-adevăr... În baza acestor stenograme, Arsenie a fost pus în libertate, ca să înțelegeți. Este judiciar. Referatul prin care s-a cerut arestarea preventivă. Judiciar. Da, sub control judiciar, n-are voie să părăsească țara. Da, da, problema mea este alta. Deci, Ștefan... sau Panaite Vasile ăla s-a dus cu aparatură de înregistrare. Da. Că dacă vorbim de stenograme, e clar că a fost o înregistrare. Da, a fost investigator sub acoperire, cum s-ar... Undercover, da? Undercover. Bun. Și dacă există o înregistrare, atunci sunt probe indubitabile, cumva, că ăla ar fi luat banii ăștia. Dar el nu recunoaște, nu spune. A spune clar, spune că n-am nicio datorie la el. Bun. Și mai e o problemă. Banii aceia au fost dați ca prin intermediul unui jurnalist să ajungă la un oficial ANI, da? Așa se afirmă în acel referat. Bun. Dar n-a fost declarat în niciun caz incompatibil cu Liță Tărâțe. Nu, dar problema este, nu au fost anchetați nici intermediarul, nici destinatarul sumei. S-a stabilit realitatea acestei tranzacții, că punem o anchetă pe baza doar a unei înregistrări audio, unde sunt banii, unde au ajuns. S-a petrecut flagrantul sau s-a luat mita. Da? Doamne, dar nici nu s-a pus problema să fie un dosar de incompatibilitate. Cum să chem pe cineva care abar nu auzise despre această... Probabil ăla s-a lăudat, domnule, cunosc eu, fac eu, rezolv eu, că-s mare acum la București, deputat. Am mai găsit una foarte tare. Dăm și mie 100.000 și dacă iese bine, dacă nu... În ce an suntem? Suntem în 2018, nu? Da, în 2018. 5 ani au trecut de atunci. Apropo, păi asta tot încerc să aflu de la voi. Cum Dumnezeu ajunge lumina reflectoarelor și te trezești că... A, bă, stai că acum 5 ani am dat o mită lui nu știu care de 100.000. Bun, stai că am și înregistrări. Mai era la... Nu, cine înregistrările era la cu carnețelul cu șprăgile, mă? Înregistrările le-a făcut acum. Urdăreanu, cine avea? Cine avea carnețelul cu șprăgile, da? Avea un carnețel. Băi, deci nu... Deci țara asta este la un anumit nivel coruptă până în măduva oaselor. Eu cred că fiecare are stenograme despre fiecare. Nu. Cine, care, cum a dat șpăgi, unde a dat șpăgi. Gheorghe Ștefan a făcut în colaborare cu DNA. A fost denunțătorul DNA și purtător de aparatură când s-a dus și l-a denunțat în 2017. Deci nu sunt făcute înregistrările în 2013. În 2017, după ce a ieșit din pușcărie și avea riscul de a mai intra în două dosare penale în care era cercetat și urma să se pronunțe condamnări, și-a adus aminte că ar putea face un denunț și astfel să-i se scadă pedeapsa ulterioară. Exact pe metoda... Exact pe metoda lui Dinu Pescăriu, acest politician Gheorghe Ștefan s-a îmbogățit din bani publici, a ajuns să aibă o avere impresionantă, că tot întrebai după de unde sunt 100.000 de euro. În situația în care inclusiv fiica și genele său au niște averi imobiliare foarte interesante la Cannes, pe coasta de Azur. Da? Era bună. Cum intri pe stânga sau pe dreapta, că nu mai știu. Mi-amintesc cu nostalgie de legea ilicitului, când aud, cu toate că legea ilicitului a jurat-o toată lumea. 100.000 de euro la un anumit nivel în speța respectivă,
bă, nu reprezintă decât deschiderea la o partidă de poker, că Ștefan mai juca și o tablă, știi? Fie vorba între noi. Da, da, uite, toată povestea asta, lasă Boss că te rezolvă cu niște chestii, apar, iată, după, într-un moment destul de tumultos în ceea ce privește România, legile justiției, răspunderile magistraților, adică, Boss, noi ne facem că lucrăm. A mai apărut un dosar acum, de exemplu, Alin și Dorin Cocoș, știți pe oamenii ăștia. Alin e fiul lui Dorin și Dorin e fostul soț al Elenei, da? Ei, ăștia sunt și ei la Tribunalul București astăzi de dimineață, dar sunt martori, nu? Sunt martori de data aceasta, căci că doi indivizi din Buzău au încercat să-l facă pe Cocoș de 500.000 de euro ca să-l scape de problemele penale. Și ăștia i-au făcut o cheie și nu știu ce și l-au prins. Da. Cam cu asta se întâmplă. Nu, da. Cam asta e justiția. Adică stai boss, că te rezolv eu. Ce este mai grav aici este că acești oameni promiteau rezolvarea unor situații infracționale. Cum? Prin legiferare. Rezolvăm să se dea o lege. Tot așa cum recent s-a dat o lege prin care datoriile la ANAF ale marilor datornici, zeci de milioane de euro, au fost șterse. Lege dată la inițiativa cuia? 4 deputați PNL votată. Da? Deci stai liniștit că dăm o lege și se rezolvă totul. S-au întâmplat la fel cu legi pentru recuperarea proprietății. Da, dar și fugăleau că la cartiere nu intra aluarea dare admită. Și aici intervine problema. Păi, în cazul ăsta, trebuie să amestece peste legislativ puterea judecătorească, dacă e cum spune domnul Cătălin. Dacă dau legi ca să promovez și să aduc niște avantaje, trebuie să studiem legile alea și cine le-a dat. Ale, trebuie să căutăm lume mult între oameni puțini. Știrile pe ONU TV imediat cu Aneta Sângiurzan, dragilor. Ne revedem la ora 16. Mulțumesc că ați fost alături de mine. V-am zăpăcit și pe voi cu justiția. La 16. Toate bune!